Astăzi am aflat numărul de telefon al lui Andrei 2010. Alo? Da, mai bune, ați auzit foarte bine și dacă vă întrebați cum am ajuns la toată chestia asta și ce s-a întâmplat și cum te-am obținut numărul lui Andrei, ei bine, e o poveste destul de lungă. Dar înainte să începem și înainte să vă spun și înainte să dăm drumul la clip, nu uitați, dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, dacă vreți episoade de genul în continuare, un subscribe, un clopoțel și la sfârșitul acestui episod, efectiv, l-am sunat pe Andrei 2010 pe telefon pentru că da... Am aflat care este numărul lui după atâta timp. Mamă, nici nu știu cum să vă explic treaba asta. De asemenea, nu uitați că noul ursuleț Barney din colecția de primăvară este disponibil chiar acum pe Excel în pugro și în curând o să dispară pentru că, din păcate, nu o să fie primăvară tot anul. Și dacă totuși încă vă întrebați cum am aflat numărul de telefon al lui Andrei 2010 și cum am ajuns să îl obțin, ei bine, totul a început așa. Ce zi minunată, fraților, de-abia aștept să mă duc să mă întâlnesc cu prietenul meu, Andrei! Alo, da! Mă, ce? What? Vorbește la telefon? Alex, tu erai, credeam că iar e cineva care voia să comande pizza. Ce faci? Ce, mă? Andrei vorbește cu prietenul lui Alex? Da, o să vin la fotbal, dar momentan sunt ocupat, mă uit la pești. What? Bă, frate, de când Andrei vorbește la telefon cu prietenii? De fapt, întrebarea și mai bune e, de când are Andrei 2010 telefon? Da, păi e sezonul nou, n-ai văzut? Mă, frate, dar asta mai vorbește mult la telefon, că mă enervează. Bă, frate, că vorbește. Da, stai să vezi că peștele ăla roșu s-a dovedit să fie răufăcător. Doamne, oamenii mei vorbesc de serialul lor cu pești la telefon. Bă, mamă, ce mă enervează. Bă, Andrei, închide odată. Și ăla portocaliu salvează acvariu, o să vezi, e tare. Bă, dar cât mai vorbește mă ăsta, de unde are atâta credit? Da, mă, păi de când mi-am luat telefonul ăsta nou, pot să vorbesc cât vreau. Stai să vezi câți oameni am în agenda. What? Câți oameni are în agenda? Și amuzant că iSilent nu mi-are numărul. Stai că mă sună Ioana, vorbim mai târziu, pa! Ce mă? Bă, Andrei, bă, iată-te mă jos, bă, oprește-mă telefonul ăla! Bă, ce faceai tu aici? Ce vrei, mă? Ce făceai tu acolo? Ce făceai tu acolo? Cu cine vorbeai? Ce se întâmpla? Vorbeam la noul meu telefon? Vreo problemă? Noul tău telefon? Da, noul meu telefon! Oh my god, bă, cât de șmecherie. Păi și, bă, acum dacă tot ai telefon nou și, și tu, suntem prieteni și așa mai departe, nu dai și mie numărul tău? Stai să mă gândesc. Nu. Ce, mă? Bă, cum adică nu? Bă, Andrei, stai o secundă, cum adică nu-mi dai și mie numărul tău? Ai nebunit? Dă și mie numărul tău de telefon. Ia uite, mă, păi vreau și eu să te sun, adică, de ce să ți-l dau? Mă, tu mă întreb pe mine în momentul de față de ce să-mi dai numărul de telefon, ai nebunit? Păi nu suntem prieteni! Da, dar totodată eu sunt Andrei 2010 și eu nu-mi dau numărul așa la oricine. Bă, ce mă? Bă, stăm în aceeași casă, suntem prieteni de 2 ani, suntem... Adică, bă, și tu nu vrei să-mi dai numărul tău de telefon? Da, dar ai uitat că eu sunt popular pe YouTube? Doar nu credeai că-ți dau numărul meu așa că mi-l share-i. Bă, ce are mă ăsta? Așa că, da, hai că poze și autografe dau mai târziu. Hai, pa! Mă, ce poze și autografe, bă? Bă! O să-și bate joc de mine. Oameni buni, nu pot să cred efectiv că Andrei 2010 are telefon, are număr de telefon nou și mie nu vrea să mi-l dea. Ok, nu, știi ceva? O să-l obțin eu. Stați liniștiți, nu vă panicați. O să-l fac să dea numărul de telefon acum. Ia uite mă, el chiar crede că scapă sau ceva. Ioana, știu că ai numărul lui Andrei și vreau să mi-l dai acum. Scuze, el mi-a spus să nu ți-l dau. Ce? Păi și... Hai bă, frate! Dorel, știi că sunt client fidel sau ce? Dorel? Dorel? Mă, ce? Așa, da, cum ziceam. Dorel, știi că sunt client fidel la tine și că vin absolut mereu la carturi la tine. Nu-i așa că îmi dai și mie numărul de telefon al lui Andrei 2010? Da, normal că știu, doar că nu am voie să ți-l dau. Ce? Mamă, bă, frate! Da, chiar așa? Bă! Uitați-l acolo pe Andrei 2010, vorbește la telefon în parc. Ok, ia să vedem, oare cu cine vorbește, chiar sunt foarte curios. Ia să vedem. Șșș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 
lasă să văd episodul. What? Hei, hei, Andrei. Scuze-mă cât te deranjez, dar crezi că ai ce vrei? Uite, crezi că ai putea să-mi dai și mie, te rog frumos, numărul tău de telefon? Adică doar așa dacă vrei. Nu știu, adică doar dacă vrei, desigur. Nu! Plus că mă grăbesc că trebuie să prind episodul când l-au prins pe peșele roșu. Ne mai auzim, pa!
Bă! Ah, hai mă, frate! Păi în momentul de față îmi arunc telefonul la gunoi, pentru că ce se zbare să am telefon, frate? Și așa n-am niciun prieten. Andrei 2010 era singurul meu prieten din agenda dacă îmi dădea numărul. Dar se pare că nu vrea să mi-l dea. Hai! Hai, bă, frate! Mai ușor cu aparițiile astea, că mor pe aici! M-ai și speriat, savant? Ce vrei? Hei, tu! Da, tu! Cumva nu ai nici măcar un prieten și nu ai pe nimeni în agenda? Oh. Hei, tu de unde știi asta? Și, cumva îți dorești numărul lui Andrei? Hei, de unde știi și asta? Adică, da, gen, chiar vreau numărul de telefon al lui Andrei, dar nu mi-l dă, mă, frate, nu mi-l dă și dacă nu mi-l dă, nu mi-l dă, aie. Și ce părere ai avea dacă ți-ai spune că eu pot să-l fac să ți-l dea? Ha, ce, mă? Ce tocmai ai spus? Bă, savantule, tu îți bagi joc de mine? Nu! Aceasta nu este o glumă! Păi, ok, gen, domnul Morul Andrei sau Fol, cumva să mi-l dea, gen, chiar îl vreau. Ai încercat să-l rogi frumos? Stai o secundă, să-l rog frumos? Mă, nu cred că am încercat, dacă stau să mă gândesc. Păi, ce zici tu, că dacă rog frumos o să meargă? Eu cred că da. Păi, în cazul ăsta, mă duc să-l rog frumos. Mersi, savantule. Mamă, fraților, stați să vedeți că o să-l obțin. Bă, Andrei, te rog frumos să... Nu? Da, stai o secundă, cum adică? Bă, savantule, n-a mers, mă, frate, să rog frumos. Of, ok, mai încearcă din nou. Ok, Andrei, te rog frumos să dai și mie frumos numărul tău de telefon dacă ești de treabă și... Nu? Hai, bă! Ok, nicio problemă. Bă, savantule, nici acum n-a mers, mă, frate, ce mă fac? Din nou. What? Din nou? Ok. Bă, Andrei, te rog frumos să dai și mie numărul tău de Nu? Hai, mă. Bă, dar... Ce s-a întâmplat? Zi. Tu nu te plictisi să-mi cer numărul de telefon? Nu cred. N-ai ceva mai bun de făcut? Bă, în momentul de față chiar nu, sincer. Deci mi-l dai? Dacă tu-ți dorești numărul meu de telefon atât de mult, am o provocare pentru tine. Oh, provocare? Ce fel de provocare? Ce provocare? Da, ai auzit bine, provocare. Păi ce provocare? Parkour. Oh, what? Stai, parkour? Dacă mă bați la parkour, îți dau numărul meu de telefon. Nu știu ce să zic, sincer, adică... Fraților, nu mai vreau să fac parkour cu Andrei 2010. Dar în același timp, vreau să am numărul de telefon al lui Andrei 2010. Bă, Andrei, știi ceva? Mă bag. Ok. Bine, perfect. 2 secunde. Ok, ce se întâmplă aici? Ce facem, Andrei? What? Savantule, vino! What? Savantul se cunoaște cu Andrei? Wow! Ok, băiete, să înțeleg că ai acceptat provocarea. Dacă îl bați pe Andrei 2010 la parkour, primești numărul lui de telefon. Da, se pare că chiar am acceptat asta. Chiar am acceptat asta? Da? Oh my god. Ok, și acum ce? Trebuie să intrăm în portalul ăsta, nu? Ca să înceapă parkourul, stai să ghicesc. Da! Ok, păi în cazul ăsta o să las telefonul aici și când o să mă întorc o să am numărul lui Andrei. 3, 2, 1, wow! What? Baftă! Baftă? Ce, bă? What? Tu chiar crezi că mă prinzi? Ce mă? What, a început? Ai de capul meu, ok, bun. Oameni buni, a început parkour-ul. Ai de capul meu, doamne! Mamă, frate, o să câștig acest parkour pentru că vreau numărul lui Andrei. Bine, oh my god, pe nori. Ok, bun, hai să înceapă și parcursul ăsta, oameni buni. Să vedem care e fața, să vedem care e cel mai șmecher. Andrei, n-ai nicio șansă, băiete. Ok, bun, perfect, haide. Bun, unde e Andrei? Ai, în spate. Ok, a căzut, nicio problemă. Bun, aia zic. Andrei, numărul ăla de telefon e al meu. Oh my god, mamă, frate, cât de colorat e parcursul ăsta. Ia să-l așteptăm și pe Andrei să vedem ce se întâmplă. Oh my god, uite-l și pe Andrei. Oh my god, ok, perfect, haide. Este, no! Cazi! Oh, what? Bă, frate, nu se poate așa ceva. Mamă, nu sunt... În momentul de față nu mai pot de nervi. Deci gata, s-a terminat totul. Ok. Ce, bă? Ok. Nu, oh my god. Ok, bun, perfect. Aia zic. Ia, hai să... Ok, mai aduc pe Andrei, dar Andrei a căzut.
Deci, din păcate, nu cred că mai pot să mai iau după el. Ok, acum trebuie să sărim aici. Mă, ce... Ah, oh! Oh, ok, da, are sens, Pandrei! Ok, perfect, mamă, sunt prea bun. Eu sunt bun, mă, dar nu sunt căutat. Ah, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred. Bă, ce vrei, mă? Ia care Andrei ceva de spus. Ce parcurs ăsta de la ales avantul, că nu înțeleg nimic din el. Păi normal că nu înțelegi, bă, băiatule, dacă ești ultimul slăbănog la parcur. Uite, așa se... Ai, că așa se sare. Haide, haide, haide! Mai repede, ok, bun. Oh, na, poftim. Na, poftim și știam și ce trebuie să fac. Andrei normal că nu știe că e ultimul. Da, s-a prins și el în sfârșit într-un final. Na, bă! Haide, capul meu. Ok, uite pe Andrei acolo. Oh my god, eu pe asta. Ok, bun. Boing. Ce? Ha, 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 ha. Firai tu să fii. Hai de capul meu, mă, ce se întâmplă aici, ok? Hop. Bun. Bă, băiatule, bă. Bă, nu e pentru oameni. Ah! Rămâi acolo, rămâi acolo, du-te, 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 du-te. Mor. Ah, ia, 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 rămâi acolo. Mori, 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 mori. Nu cred, nu cred, nu cred. Ba, 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 nu, nu, acum eu. Ce, ba? Ba, 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 ba. Oh, 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 hai, hai că... Nu, 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 pleacă, 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 pleacă. Ba, 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 fraților, ce se întâmplă aici? Îmi explică și mie cineva? Ok, perfect, aia zic. Ah, perfect, acum pot să continui parcurul liniștit, fără niciun fel de problemă. Da, Andrei, efectiv, nu, 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 nu. Ok, perfect, aia zic, ușor, 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 deci o luăm așa cu pași micuți, perfect. Micuț așa cum e Andrei, bine! Mamă, 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 stai să vedeți ce fac, stai să... Ce să-i mai fac, bă, că... E vai de el, mă, băiatule, perfect, 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 perfect. Numărul ăla e al meu. Haide, nu, 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 aia zic, ah, pleacă, bă, de aici. Ok, perfect, nu! Firai tu să fii... Aha, 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 cum te împing eu, na, te împing eu, na, 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 na. Ok, bun, ce se întâmplă aici, întreba, da, mersi mult, chiar aveam nevoie, gen, chiar îmi doream, sincer, un... Actually, ba nu, chiar îmi doream, sincer, chiar m-a ajutat. Eu pe asta. Ok, bun. Păi și acum ce fac, doamne? Ah, ok, da, n-are niciun sens. Ba nu, are sens, are sens, are sens. Pentru că fiți atenți, bam, 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 ok. După care trebuie... A, uite! Oh my... Oh my god! Ok, deci fiți atenți. Așa, bam, frumos. După care îl împingi pe Andrei jos și fiți atenți. Fiți atenți, chemă, deci fiți atenți, vedeți? Nu știu dacă vă dați seama, dar acolo sunt niște scări. Acolo unde e capul ăla lui Andrei, de... Nu puteți să vedeți de... De... Nu, omul săracu, gen... Nu, n-ai cu... Bă! Ok, perfect. Bun, haide, 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 yes, yes, yes! Și Andrei n-a reușit! Oh my god, ia-o pe asta, Andrei! Oh, ce, mă, bă, pleacă, mă, de aici, bă, n-ai voie! Bă, n-ai voie cu hack-uri de-astea! What? Da, Andrei, nu, nu, nu o să poți să vii aici. Deci, efectiv, nu, nu, eu nu-ți dau voie, ia. Ok, așa, da, bravo, ok. Ok, hai să mergem la următorul. Oh my god, ce se întâmplă, bă, aici? Diamante, emeralde, chestii. Ok, bun. Ia, 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 uite-l pe Andrei, săracu. Ce-a făcut, mă? Doamne. Ok, hai că până vine el, noi avansăm. Hai de capul meu, bă, da, putea să fie mai puțin colorat nivelul ăsta? Bă, mă, doar rochi, efectiv. Da, mersi. Mersi că mi-ai dat una, că dacă nu dădeai una, nu, deci, chiar nu știu ce mă făceam. Bă, bă, bă. Bă, bă, băiatule, doamne, deci nu, doar când mă uit, nu merge aia, cum o să nu meargă? Uite, fii atent, sare așa. Bă, 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 sau așa. Cred că mai degrabă așa, sincer, ia să așa. Hop, hop, bă, bă, nu pot să fac o săritură. O, regele, da, mă, da, da, mă, da, da, mă, da, despre asta e vorba, da, mă, da, da, mă, da, pa! Ah, ce bine e să fii mai bun decât Andrei. Mă rog, asta simt în fiecare zi, nu e nicio problemă, adică nu vă panicați, mereu, în fiecare zi sunt mai bun decât Andrei, nu doar astăzi. Ok, ala, bala, portocala, ok, aha, a, pe aici trebuie, bă, da, e ciudat, frate, te încurcă parcurul ăsta. Andrei, ăsta este ultimul nivel, se întâmplă, haide capul meu, bun, haide, haide, oh my god, nu, mamă, ce trebuie să facem pe aici, bă, frate, mamă, nu mai înțeleg nimic, deci pur și simplu nu înțeleg cum facem, ah, ok, bun, trebuie să sar pe asta, ok, ca mai apoi să sar pe asta? Asta nu are sens. Ah, ba da, are sens, are sens. Stați așa. Dă-te, mă, dă-te, dă-te de aici. Dă-te, bă! Nu, că omul e nebun. Omul e... are probleme. Stai așa. Așa, perfect. Ah! Ok, aia zic. Haide. Bă!
Nu, că nu mai suport, deci nu mai suport. Na, mă, na, și tu. Na, ca să-ți combine. Ia, hai să vedem. Ce rezolvăm? Na, ia. Boing. Na, ce am rezolvat acum? Deci explică-mi ce am rezolvat, că nu înțeleg ce am rezolvat. Doamne. Ok, așa. Bun, bravo. Ok, bun, perfect. Aia zic. Nu, nici cumva să îndrăznești sau ceva. Ok, haide. În sfârșit, bun. Oh my god, ce întâmplă? Andrei, nu știu cum se anunț, dar numărul tău e al meu. Wow! Ai de capul meu, Andrei. Să vină numărul. Să vină numărul. Na. Of, ok, fie. Mamă, mi-l dai? Numărul meu este 07. Bă, stai, nu pe episod, mai nebunit, nu-l dai aici, că te sună lumea, stai, nu-l dai aici, dă-mi-l mie în privat. Ia uite-mă, omul dădea numărul aici. Ok, hai să vedem, mamă, hai că-l notez. Ok, Andrei, poți să-mi-l dai acum. 07. Ok, fraților, în momentul de față informez numărul lui Andrei ca să-l sunăm, ca să văd dacă chiar ăsta e numărul lui, gen. Momentan, după cum te-ți observa, am scris doar 07, dar, mă rog, acum trebuie să mai completez cu restul lui de număr de telefon, dar vă dați seama că nu o să vi-l arăt. 8, 2... Ok, acum hai să-l apelăm. Hai de capul meu, sună! Oameni buni, uitați-vă și voi, deci în momentul de față avem aici Andrei 2010, sună oficial. Hai să vedem, hai mă, zic mă că răspunde, haide. Avem aici Andrei 2010 format, sună în continuare și nu răspunde, pur și simplu. Ok, hai să așteptăm. Haide, bă, o dată! Băiatule, ia! A răspuns! Ai de capul meu, chiar a răspuns, ești de bun? Alo? Andrei? Bă, mă auzi, mă? Wow! Andrei? Ai de capul meu, oameni buni, uitați-vă, mi-a răspuns, este el, este Andrei 2010! Andrei, ce faci? Chiar s-a ținut de promisiune și chiar mi-a dat numărul. Bă, Andrei, salută și tu lumea, arată și tu un salut, ceva la cameră, ia uite, vă salut acolo. Salut! Bă, Andrei, mersi că mi-ai dat numărul. Bă, nu cred că efectiv vorbesc cu tine, mă rog. Nu înțeleg de ce n-am avut numărul tău până acum, dar în orice caz. Și acum, Andrei, dacă nu te superi, i-am închis.